Cum mă simți cum preiei, îți iei puterea înapoi, adică ți se aduce pe tavă, da? În jurul tău sunt doar elfi, zi, toate vietățile pădurii, lumii subterane, demonii, demonițele, da? Tu ești zeița, zeul care ții pământul 3D și îl dizolvi acum. Ai înțeles cum merge? Mai vezi ce mai ai da? Când nu ți-aduce aminte, îți preia controlul cineva din vietățile tale, din jivine, din el, din, da? Așa. Lasă-mă să zic și vezi de treabă, nu te băga. Ok. Știu că sună ciudat, dar acolo ești. Energie. Nu are nevoie nimeni din cei care... Deci tu îți preiei controlul, îți preiei locul unde stai, câmpul tău energetic. Împărăția ta, da, măria ta. Cine nu are unde sta, nu îi se pregătește loc. Cine nu are ce mânca, nu îi se dă mâncare. Cine nu are ce, nu are, nu este ajutat, pentru că e altfel de ființă. E ființa care a fost domesticită, e lupul din pădure, care a fost, și la, mă refer la mai mulți, la mai multe specii, care a fost domesticit. Îi se oferă un pic cât de cât ca să se dezobișnuiască să fie om, să fie și om. E doar animal sălbatic și este lăsat liber, da? Cu tot dragul și respectul. Nu are loc și când vezi ce se întâmplă și cine preia și cine se folosește de tot material, lăuntricul, material nu te deranjează, nu te doare, pentru că o iei de fiecare dată, te restartezi, o iei de la capăt. Când cineva se minunează la casă, ai cumpărat ceva și zice, da, asta ce-i? De 3 ori, 4 ori, ai trecut prin cercul ăsta să înțelegi lucrurile. Deci Matrix s-a reluat de câteva ori pentru că tu vrei să înțelegi niște lucruri, de aia. Da? Fiecare merge pe drumul lui. Poate cineva a înțeles din start. Și întreba, ba de mango, dar ce fruct e asta? Că n-am mai văzut. Ba de nu știu ce, dar ce e asta? Ieri ai fost și ai luat prăjitură. Simplă prăjitură. Și doamna zice, dar ce e asta? Eu am crezut că face mișto de mine, că eu înțeleg unde sunt și am zâmbit, am zis... Păi am luat tot timpul din asta, s-a uitat la mine cam așa, ok, că e gustoasă și am zis pe o prima dată, bun. Ești în lumea ta, cum auzi că din astea în lumea ta ești? Bonurile suprapuse iar, se șterge ceea ce se făcea înainte și se așa, că se credea că sunt îngeri, da? Sub ei, săraci, sunt îngerii care te ajută și tu trebuie, nu. Nu, pentru că nu au nevoie de ce sunt. Nu au nevoie de energie, nu au nevoie, da? Și fiecare pleacă în pădurea lui, a ei. Și tu rămâi în împărăția cerurilor, da? Rămâi pe locul tău. E preluat controlul și nu mai are nimeni treaba ta. Tu pornești mașina de spălat, ai spălat hainele și nu ai treabă. Și te trezești dimineața și ți arată că a mai mers odată mașina. Data trecută ai crezut că ceva nu e în regulă cu mașina, da? Acum înțelegi unde ești. Într-adevăr s-a folosit cineva și într-adevăr nu în lume paralelă, în lume cu tine. Dar switch-ul e din tine. Tu când înțelegi lucrurile, nu e vorba de să echilibrezi, să te relaxezi, nu. Asta e un proces, da? Poți să fii tot așa, dar să înțelegi unde ești. Asta înseamnă echilibru. Înțelegi. Minte deșteaptă. Fitness. Fitness mozgă. Bun, acolo ești. Cu măștele te-ai lămurit, acum ține cât ține, după aia se dizolvă. Așa ceva. Trebuie să te odihnești, cred că, și să nu mai lași deloc să nu-ți ia nici pe o clipă ce am vrut să fac. Asta nu mai trebuie să fie. Trebuie să fie... Ce a fost asta? Nici asta. Se dizolvă toate, pentru că înțelegi cine ești și unde ești. Și
jumătatea ta e, o să fie ok. E cineva, ceva care nu are nevoie nici de mâncare, nici de bani, nici de loc de dormit. Ai auzit unde sfărăie, da? În grădină, vara. Sfărăia foarte tare în tufișuri. Acum ai înțeles cine e lângă tine și, da, e animăluț care era dat peste cap în 3D, că sunt șamani, că nu știu ce e. Șamanii au... Deci animăluțele au acaparat oamenii. Nu știu când, nu știu cum s-a dat peste cap. Da. A fost o zeiță trăznită, da? Și a dat puterea ca să uite, am mai povestit la început, la începuturile mele, să văd cum e să trăiești ca om. Și a dat puterea animăluțelor, da? Din pădurea frumoasă, din pădurea adormită. Și să-mi țineți puterea până vin eu. Și animăluțele ce au făcut? Și-au luat-o și s-au distrat și-au trăit vieți de-a lungul de rândul, da? Și zeița era pleaznă pe undeva pe sub scări. Înțelegi? Și se reia acum și pe ei, pe mama lor. N-ai ce să faci. În sensul, nimic, nici atât cât să, într-o căsuță, o căsuță construită, în aia a vecinilor, să zicem, micuță, acolo, de acolo se dezvață să fie oameni și pleacă în păduri, în, unde vrei, în sub, sub tărâm, sub teran, sub sus, îngeri, jos, da? Și ți eliberează pământul, pământul tău 3D, ți-l eliberează, tu îl dizolvi, dizolvi niște chestii, da? Ce erau să nu știu cum. Și faza cu să trăim ca frații și să luăm paralele și uite asta, uite, nu e așa ceva, n-a fost niciodată. Nu trebuie să trăiești ca frații cu nimeni. Cum trăiești ca frații, cum ți se ia controlul dinăuntru tău, a ieșit și soarele. Nu lași pe nimeni să-ți ia controlul. Cât de să-ți pară rău, nu. Nu. Și săracii pe străzi, se vezi ultimii din Mohicani numai. Pentru că iei toată puterea, da? Îi și vezi. Te vede, se prostește, se face că e fără picioare și fără nu știu ce. Te vede, i-au apărut și picioarele, s-a ridicat din ăsta și a plecat. Ai văzut cum stă treaba. Gata, acolo e. Da? În pat cu dușmanul e, asta e. Unul din jumătăți e zeul, zeița, fetele băieții. Da? Și jumătatea ta e cineva din lumea subterană paralelă, da. E un elf sau e un... care de fapt e în pădure. Trăiește undeva pe munte, n-are treaba ta. Sau sub pământ, sau e o cârtiță care, da, sforă în tufișuri. Dar ție-ți dragă e povestea aia cu zeița nu știu care, cu dragonul care se transformă, cu, da? A. Dragonii în viața dragonică se duc. Toată lumea se aranjează la locurile lor unde au fost dintotdeauna. Dintotdeauna în amintirile tale care te iubesc, nu a câmpului tău energetic. Da? Bun, acolo ești, distrează-te.